Dar v-a supărat atât de tare Rareș și Bogdan încât a zis că să nu mai participe. Pentru că există o linie roșie. Eu înțeleg foarte bine. Totuși sunt de la o revoluție în partid și de mic am încercat să nu ard etapele și să învăț cât mai mult. E o linie roșie. Nu folosești discuții într-un cerc, fiindcă coaliția restrânsă cu liderii coaliției este cercul cel mai restrâns. Nu folosești informații guvernamentale sau decizii care urmează să fie luate, fiindcă trebuie luate, reforma în administrație, sunt prinse jaloane, România trebuie împinsă înainte. România are nevoie de reforme, evident. Nu folosești acele informații să le dai pe surse. Înțeleg și acest joc, dar nu din cercul strâns.